Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Panoramic Sportiv, o ediție mai specială, asta pentru că în studioul Informația TV avem un președinte de federație în premieră la Satu Mare, domnul Florin Florea, a venit la Satu Mare în calitate de președinte al Federației Române de Atletism. Dați-mi voie să încep rapid, fără să fac un intro mai lung. Domnule Florea, bine ați venit la Satu Mare. Bine v-am găsit, chiar discutam înainte că sunt pentru prima dată și eu în poziția de președinte, dar și poziția de cetățean. Am mai fost o dată acum foarte, foarte mulți ani ca și copil în vizită și lucrurile s-au schimbat foarte, foarte bine, le văd eu, față de atunci. Da, și în stânga mea l-am pe Horia Macarie, președintele Asociației Județene de Atletism. Bine v-am regăsit. Abia o lună a trecut de la ultima noastră vizită. Abia o lună și deci de aici putem să spunem că viața ne oferă surprize. Oferă surprize, de data asta e o surpriză plăcută și sunt convins că după această întâlnire vom avea un parcurs mult mai constructiv care se va lăsa numai cu lucruri bune pentru mersul atletismului local în special și bineînțeles și național la urma urmei. Da, domnule Florea, care este scopul? Păi noi avem un proiect, de fapt, acum 3 ani și ceva când am preluat conducerea federației, în obiectivele mele de dezvoltare a fost aceea de a dezvolta, întări și a constitui asociațiile județene. Pentru federație, mai ales pentru timpurile astea, va trebui să fie, sau aceste asociații vor trebui să fie punte de legătură între asociațiile, între federație și administrația publică locală. Așa cum vedeți, cu timpul și legislația în domeniul ăsta începe să ne ajute și ne îndreaptă către sportul desfășurat la nivel local, la nivel județean sau la nivelul municipiilor, primăriilor în special. Și există și modificarea legii 69 în sensul ăsta. Probabil se pune că acest lucru se întâmplă cumva nu atât de ușor. E o problemă de mentalitate și filozofia noastră a federației este cumva că trebuie să începem să ne gândim să dezvoltăm partea de jos, baza sportului, atât ca și organizare, cât și ca și competiție și de aici să încercăm să constituim federația cu ceea ce este mai bun. Mă refer la nivel de performanță, la nivel de oameni, la nivel de comisii de organizare. Este un proces lung și el a trebuit să înceapă. Satu Mare, am discutat cu domnul președinte de mai multe ori, tot a promis că vin, dar se pare că acum am venit la Câmpul Lung Moldovenesc, când am avut campionatul național de alergare montană și zic că mi este mai aproape să vin de la Bistrița, zona asta, pentru Baia Mare și Satu Mare. Astăzi este Satu Mare, mâine este Baia Mare. Din cele 32 de asociații județene pe care noi le avem constituite și funcționează, am fost în peste 25, mai am câteva, dar la unele am fost de foarte multe ori, pentru că deja s-au dezvoltat comisii acolo și structuri foarte bune. Satu Mare, de când a venit domnul președinte, și am avut să-l laud, dar este dovadă că au organizat lucrurile foarte bine, pentru că dacă n-ai unde să vii și nu ai o structură în zonă, te duci la un club, bei o cafea și asta e. Nu. O asociație județeană are rolul de a coordona activitatea sportului respectiv în județul respectiv. Trebuie multe de făcut, dar ușor, ușor sunt asociații foarte puternice pe care le-am dezvoltat. Spuneați că ați început aceste demersuri încă din 2017, de când ați ajuns la Federația Română de Atletism din postura de președinte al Federației. Asociația Județeană Satu Mare s-a reactivat, să spunem așa, în 2018. A venit oarecum și din partea Federației? La acest îndemn, bineînțeles. Deci la acest îndemn ne-am adunat, am reașezat lucrurile și sigur că suntem la faza în care suntem. Am spus-o de foarte multe ori în aceste emisiuni, în aceștia 2 ani de zile. În fond, am încercat să facem niște lucruri pe care le-am simțit că ne lipsesc. Unu, pe timp de iarnă, organizarea etapei județene în Cluj-Napoca, că e cea mai apropiată sală de atletism. Doi, premierea sportivilor sau susținerea lor și, bineînțeles, capacitatea de a atrage, fondul și de a derula fondul. Lucruri pe care le-am și realizat și, sigur, principalul lucru, afilierea la federație. Aceste trei aspecte le-am rezolvat în cei 2 ani de zile, un an jumate mai bine zis, și bineînțeles că acum cu pandemia aceasta un pic lucrurile pe moment s-au frânat, dar nu atât pandemia cât și reabilitarea
baze sportive, de sau că am suprapus toate. Acum vrem să mai recuperăm ceva, cu ocazia Cupei 25 octombrie am avut o serie de discuții, am primit și garanții că Federația ne va ajuta să reușim să organizăm această cupă sub din punct de sub ca principal organizator Asociația Județeană, tocmai pentru a nu crea probleme școlilor care au la ora actuală o serie de restricții. Da, a venit această pandemie peste tot pământul. Cum a afectat coronavirusul activitatea Federației? Nu a fost ușor. Chiar a fost o decizie pe care noi am luat-o împreună cu colaboratorii noștri. Toată lumea a fost speriată la început. Nici acum nu pot să spun că toată lumea este conștientă de ce se întâmplă în totalitate, dar Federația a luat decizia că trebuie să continue. Am fost și un pic avantajați că am prins sezonul de vară, cumva și regulile pentru organizare au fost ceva mai lejere decât cele din sală și atunci am speculat această oportunitate și am dat drumul la tot calendarul intern și în special am organizat toate campionatele naționale, chiar ieri, săptămâna, suntem luni, deci sâmbătă am avut ultima competiție de pistă unde s-au decenat și premiile la câteva probe care n-am putut să le facem la început pentru că ne-a fost puțin teamă, după care am studiat regulile și am ajuns la decizia că putem să organizăm cam tot ce înseamnă atletism pe pistă sau în afara pistei. Asta nu se putea face fără acordul și sprijinul cluburilor, antrenorilor, sportivilor care au achisat la această idee. Cine n-a dorit să vină nu a venit, dar vreau să vă spun că am avut un aflux foarte mare de sportivi și la unele surprinzător și la unele probe au fost mai mulți decât în altă dată. Ceea ce arată că lumea e dornică de mișcare, ceea ce înseamnă că atletismul se poate practica de la orice vârstă, de la copii până la master, până la 80-90 de ani, ceea ce înseamnă că omul este clădit cumva pentru a face mișcare, iar atletismul este forma cea mai simplă de mișcare. Alergare, mobilitate, gimnastică, eu știu, mers, adică, deci se poate începe și eu cred că asta este un punct pe care am discutat cu Asociația Județeană și cu cluburile, aceea de a ne întoarce cumva către comunitate, pentru că în special sportul este făcut pentru oamenii din zonă prima dată și abia după aia vedem care sunt cei mai buni, care își doresc să facă performanță și care vor apela la celelalte structuri, să zic așa. Dar oamenii trebuie să se miște, oamenii trebuie să aibă un loc unde să alerge, oamenii trebuie să aibă un loc curat, civilizat pentru anul 2020 și asta nu se poate face decât cu aportul nostru, în sensul că explicând aceste lucruri edililor și celor care conduc județele și primăriile și ținându-le de capul lor, prezentându-le proiecte, expunându-le ce se întâmplă, de ce este bine să faci asta și de ce nu este bine să faci asta, de ce trebuie să construiești o bază după niște reguli și care sunt avantajele, dezavantajele și astea sunt informații pe care noi, Federația cu Asociațiile Județene și cu cluburile lor au pur și simplu această posibilitate să o aducă la nivelul local. În luna septembrie, parcă la Cluj-Napoca ați avut Balcaniada de seniori, cel mai mare eveniment, nu din Europa. Da, a fost cel mai mare eveniment interțări din Europa și dacă stau să mă gândesc, cred că și din lume în momentul ăsta, că eu nu vreau să mă împăunesc, dar realitatea asta este, au fost prezente 12 țări. Dovada a fost și că președintele World Athletics, domnul Sebastian Cău, a fost prezent la Cluj. Președintele interimar al European Athletics, domnul Dobromir, a fost de asemenea, el e și președintele BAF, dar a fost prezent de asemenea. A fost o decizie foarte bună noastră că nu am anulat Balcaniada, puteam să o anulăm. Balcaniada de legare montană, de exemplu, am anulat-o inițial, pentru că s-a anulat și campionatul mondial de legare montană și am zis că nu are rost să facem asta, dar până la urmă, în discuția cu cei doi reprezentanți ai sportului mondial și european, m-am luat decizia că ar fi bine să facem totuși campionatul balcanic, sau ca un semnal că se poate și ca urmare a faptului că la câmpul meu am avut selecție pentru Balcaniadă, am avut record de participare la probele de alergare de distanță scurtă. Ce înseamnă un lucru foarte bun. Înseamnă că oamenii își doresc, trebuie să respectăm regulile care sunt astăzi, vom vedea care vor fi regulile mâine, dar cu un pic de pricepere și cu încredere, eu zic că putem să facem lucruri în așa fel încât să îmbinăm ceea ce trebuie făcut în zilele noastre
E o situație mai complicată, dar trebuie să trecem peste ea. Ăsta e mesajul, că se poate și că nu trebuie să stăm în casă, indiferent ce s-ar întâmpla. În prima parte a zilei ați fost la Carei, la baza sportivă de la Carei, după care ați ajuns aici la Satu Mare, unde totul este în construcție. Ce ați văzut la Satu Mare? Ce, ați rămas surprins de ceva plăcut, neplăcut? Nu, Satu Mare se înscrie practic în întreaga istorie a sportului românesc. Satu Mare este conectat cu sportul românesc, dovadă că de asta suntem aici și de asta sunt aici. Pentru noi, cluburile din Satu Mare sunt cluburi care au performanță, care au proiecte, care au dorințe, care au idei și chiar vreau să fac cumva vorbire despre faptul că unul din cele mai longevive concursuri care se desfășoară în România, Cupa 25, sunt aproape 50 de ani, care s-a desfășurat continuu și atunci Federația a luat o decizie ca să facem un proiect, un program pentru primele 5 competiții tradiționale în România, să le sprijinim cumva și dacă sunt situații mai grele cum e anul ăsta, să le facem totuși, pentru că face parte din tezaurul nostru, cum ar veni, din partea de palmares a atletismului. Așa cum știți, cea mai longevivă competiție sunt campionatele internaționale ale României, care organizează Federația Română și le facem an de an, dar acum trebuie să le dăm șansă și celorlalte locale și Careiul este una din competițiile cele mai vechi, așa că au sprijinul nostru și mă bucur că domnul președinte a insistat și dumnealui pentru această, hai să zic așa, organizare în comun. Liceul de informatică, parcă nu, sau liceul de la... Liceul Teoretic Carei. Liceul Teoretic Carei, împreună cu Asociația Județeană și Federația Română, anul ăsta vom organiza această competiție. De la care ați ajuns la Satu Mare, unde ați văzut că se lucrează. Bun, pentru atletism, așa, cu părere de rău, nu prea vor fi condiții, dar nu, de exemplu, pista de atletism. Vor fi două culoare în partea dreaptă, va avea patru, nu parcă în partea stângă. Nu, va fi un singur culoare, că de asta sunt aici și vreau să spunem adevărul adevărat. Va fi un singur culoare regulamentat, să spunem, adică ca dimensiune trebuie să aibă 1,20 m. Va fi un singur culoare, are 1,60 m, un pic încolo încoace, dar nu asta e important. Important este că s-a făcut un lucru și este plus. Faptul că se face o suprafață acoperită cu material sintetic aduce un mare plus pentru sportivi. Este adevărat că îi felicităm pe toți cei care s-au implicat, știu proiectul, știu despre ce este vorba, sunt proiecte pe care Federația de Fotbal le promovează, sunt în regulă. Faptul că își fac piste în jurul terenului este o condiție pe undeva, din câte am înțeles eu, dar unele terenuri sunt înconjurate de o pistă mai mare, altele mai mici și în funcție de spațiu pe care îl au în zonă. Ne-am uitat și la dumneavoastră, nu se puteau face mare lucru. Poate se mai puteau mări puțin să fie două culoare, 2,5 m, să zicem așa, ar fi fost ceva mai bună. Dar una peste alta, este un mare plus și și de aici trebuie să plecăm. Felicităm pe cei de la liceul sportiv, cred, nu? Da, pe primăria și chiar și Federația de Fotbal, pentru că ea a venit cu proiectul ăsta. E un plus și pentru noi, însă nu putem spune că nu se puteau face lucrurile mai bine, mai ales pentru un oraș ca și Satu Mare, că e municipiul de ședință de județ. Dar eu sunt convins că se vor găsi posibilități mai departe să se construiască o pistă, de fapt un teren de fotbal, dar cu o pistă undeva în Satu Mare, pentru că, așa cum vă spuneam, este o necesitate pentru locuitorii, la Satu Mare. Este o necesitate pentru copiii din Satu Mare. Pe o pistă de atletism se poate antrena oricine. Și handbalistul, și fotbalistul, și muncitorul, și cel care vine să facă de agrement. Important este să fie curat, să ai un pic de muzică, să ai niște vestiare, să ai o gazon tuns, să ai niște băncuțe. Sunt lucruri care țin de civilizație și de nimic altceva. Și deja în țară s-au luat un avânt destul de mare. Chiar arătam domnului președinte la Buzău, în curând se va da în folosință o pistă cu o culoare foarte frumoasă. Chiar mi-a trimis președintele Asociației Județene de acolo poze, deja s-a liniat pista. La Craiova am inaugurat acum câteva luni, la Deva mai mult de 50% construcție, pistă nouă. La Oradea deja se lucrează la partea de proiectare
pentru stadion nou de atletism, Cop Culoare, și la Brașov deja se lucrează din nou la pistă, la Câmpul Moldovenesc, adică și la Timișoara este un proiect foarte mare pe care vrem să-l facem pe stadionul Dan Părtinișanu, în ideea în care se dorește modernizarea lui și la fel ca peste tot, fotbalul dorește să aibă numai stadionul lor, dar nu este o soluție și avem exemplu de la București, dar și exemplu de la Craiova, unde sunt stadioane fără pistă și asta înseamnă minusuri pentru evenimente, pentru competiții majore și toate celelalte. De asta Clujul a acaparat Cluj Arena, a acaparat toate evenimentele pentru că au făcut un proiect european. Așa că recomandarea mea este pentru toată lumea, la nivelul localităților sau la nivelul primăriilor, când se construiește o bază sportivă, poate că ar fi bine să se ia legătura și cu federațiile care pot să facă, să aducă un plus de valoare pe treaba asta. Așa că sunt convins că la satul mare se poate construi o pistă pentru cetățeni și pentru oraș, la care, normal, că în funcție și de asociație și în funcție de gruparea, de familia atletismului din satul mare, să facem și un concurs. Atât pe pistă, cât și în afara pistei. Dar astea sunt proiecte de viitor. Sigur că acum competiții se pot face, nu zic cum se pot face, dar mai puțin probe pur atletice, cu excepția câtorva. În treceri, sub formă de alergare, putem, la cum se face pista acum, să pot face întreceri pe 50, pe 60 de metri, săritura, lungime, deci nu zic nimeni că nu se poate face. În schimb, există o categorie, o subgrupă a atletismului, care rămâne discriminată, să zic așa, între ghilimele, este cea a aruncărilor. Deci, deocamdată, n-am pus așa, adică am pus în discuție, dar nu se vede nimic la orizont. Ce facem cu grupele de, adică cu probele de aruncări din cadrul atletismului? Și cine trebuie să vă dea răspunsul? Primăria? Păi, cine se ocupă de proiect, nu? Federația Română de Fotbal. Nu, federația nu are nicio treabă. Adică, din momentul în care pui un teren sintetic, nu știu dacă o să-i convină să aruncăm cu discurile pe el. La urmă, sau cu solița. Prin Federația Română de Atletism se pot face proiecte pentru crearea unor piste de atletism? Sau? Da, sunt proiectele, le avem și în momentul ăsta. Deci sunt proiecte de trei tipologii pe care le avem și le putem da tuturor celor interesați. Sunt proiectele, mai să zic așa, pentru școlile care nu au spațiu și acolo se poate construi practic o mini-pistă cu câteva sectoare din atletism, adică ar fi săriturile, lungime triplu, ar fi sprintul, gardurile, practic sunt câteva foarte puține probe, dar sunt suficiente pentru a iniția și pentru a face inițiere. Apoi sunt proiectele de școlare în care sunt piste de cu 200 de metri, cu lungime de 200 de metri și 4 culoare. Acum, eu știu, 2 săptămâni am fost la Ploiești, la cadrul liceului sportiv, s-a dat în folosință o pistă cu 4 culoare, cu material sintetic foarte faină. Tot în Prahova, în județul Prahova, mai există și la Măneciu, din câte știu eu, tot așa o pistă școlară cu 4 culoare și ăsta este un al doilea proiect pe care noi începem să-l promovăm, dar tot din nou la școli și în special la primării, pentru că școlile, terenurile sunt la primării în momentul ăsta. Și atunci ei sunt cei care fac investițiile și sunt proiectele mari pentru piste, pentru concurs în special și pentru stadioanele mari, proiecte cu 4 culoare, de 400 de metri și în linie dreaptă 6 culoare și proiectele cu 6 culoare în 400 de metri și 8 culoare pe linie dreaptă și proiectele cu 8 culoare în circulare, adică pista de 400 de metri cu 8 culoare și 9 culoare în linie dreaptă. Este cel de la Buzău și cel de la Deva va fi așa. Practic, proiectele sunt. Problema se pune ca cei care sunt interesați să dezvolte comunitatea în proiectul lor, general, să fie inclus și sportul. Pentru că dacă este inclus numai o ramură sportivă, atletism sau numai fotbal sau judo, asta înseamnă că te duci focusat pe o ramură. Dar important este să dezvolți sportul la nivel comunitar, să dezvolți activitatea
activitatea de mișcare pentru sănătate. Că o faci prin judo, că o faci prin atletism, că o faci prin... nu are importanță. E important să ai o viziune generală de dezvoltare a sportului în comunitate. Și aia nu poate veni decât de la cei din zonă, împreună cu cei care gestionează și care cumva coordonează activitatea la nivel central. Noi asta vrem să transmitem, de fapt. Că prin asociațiile noastre județene putem să avem acces și putem să ne conectăm cumva și cu Europa. Pentru că prin Federația Română de Atletism, practic suntem membri și conectați la ceea ce se întâmplă în Europa, legat de Europa Occidentală, vorbesc acum, suntem Uniunea Europeană, legat de dezvoltarea sportului. Știți foarte bine că în Germania sau Olanda sau, eu știu, Elveția sau chiar și Italia sunt foarte, foarte multe comunități, adică comune care au bază sportivă. O bază sportivă se construiește în general cu o pistă de atletism mai mare sau mai mică, nu contează, un teren de fotbal, un teren de basket, depinde de comunitate. Dar sunt niște proiecte tip. Cam așa trebuie să facem și noi. Unii au făcut mai repede. Eu la Poana Ștampei, ca să vă dau un exemplu, este o comună în Suceava, are pista inaugurată cu 4 culoare, de cu 400 de metri pentru competiție. Și 6 culoare, când vă duceți la Vatra Dornei, puteți să vă opriți să vedeți acolo. Un profesor de sport a construit-o la fonduri împreună cu primăria și a făcut această pistă. Nu e nimic wow. Și nu e nimic anormal. Problema este să avem puțină interconectivitate, să zic așa, între local și central. De asta spun că asociațiile județene sunt cele care vor trebui să caute, eu știu, oameni care văd lucrul ăsta. Și nu se va întâmpla mâine. Va trebui muncă pentru asta, adică nu e nimic ușor. Ce planuri are pentru viitor federația în legătură cu asociațiile județene de atât? Păi, în primul rând, vrem să punem, chiar am cerut și de la, în programul de finanțare pe care îl avem cu Ministerul, putem să obținem și de acolo, am cerut anul ăsta, și în fiecare an ne cer ce mai putem îmbunătăți. Am cerut să ne pune cumva, să putem pune din bugetul nostru o sumă pentru dezvoltarea asociațiilor județene. Adică, eu știu, poate undeva, nu știu, câteva 4-5 mii de lei anual, nu înseamnă mulți bani, dar înseamnă că ești cumva conectat la o organizare minimă. Să-ți plătești un contabil, să ai un site, să poți să faci o competiție, să poți să te întâlnești cumva și să gândești niște proiecte, ceea ce însemna foarte mult. Dacă nu o să obținem la Ministerul de asta, o să încercăm pentru câteva asociații care sunt mai, eu știu, mai active sau pentru celelalte care sunt mai puțin active, să le ajutăm și să le dăm, eu știu, un grant, să zic așa, din fondurile proprii. Încercăm să vedem și noi cum stăm. Mai avem în discuție cu un sponsor care să preia toate asociațiile și de asemenea să se promoveze prin ele, dar pentru asta trebuie site, trebuie niște competiții ca să avem. Se poată vedea. Voi aveți. Satul Mare de asta sunt și aici. Satul Mare, da, este adevărat, are. După care avem posibilitatea acum să facem niște seminare cu președinții asociațiilor, să încercăm să le aducem la cunoștință posibilitatea de a lua bani, de a accesa fonduri de la primărie, fonduri de la Consiliul Județean. Există legislație în momentul ăsta, doar trebuie făcute proiecte și, bineînțeles, convinși cei din administrație că e spre binele tuturor, atât a sportului, cât și a comunității locale. Unele județe au înțeles. Vedeți Clujul, vedeți, eu știu, Suceava, vedeți Aradul, sunt câteva județe care fac. Să nu vă uitați vorba acum în relația cu Consiliul Local sau Municipal, aș face o speculație dacă a zice că ne dau bani sau nu ne dau, pentru că nu am apucat încă să depunem proiectele, da? Că să merge pe programe sportive. Dar exact din discuțiile noastre, în continuare nu sunt de acord ca să fiu sub formă de competiție, sub formă de concurs, cu o altă structură pentru etapele de campionat județean, pentru că ele sunt de sine stăpânitoare. Cred că încadrarea într-un anumit buget sau nu e altceva, da. Dar să particip cu un proiect și să știu că nu-l câștig pentru ceva de sine stătător, nu mi se pare normal să fie concurs. Pentru da. Ce? Este un proiect, este o vorbă de regulament intern, fiecare primărie și fiecare Consiliu Județean, legea 69 dă posibilitatea și chiar le spune să-și organizeze normele proprii de finanțare. În acele norme, ce spune domnul președinte este foarte corect, poate fi trecută o regulă ca asociațiile județene pentru organizarea campionatelor județene să aibă... Nu sunt este două. Corect. Deci nu sunt două. Una e de atletism, una e de lupte, una e de schimb. Da, este unică. Este practic o mini-federație. Ce e unică. Este mini-federație. Să fac o cupă, un memorial. Aia ceva. Cu totul altceva. Da, dar pentru etapele de campionat. E doar o problemă de o președinte de regulament intern. Fiecare
încă o dată repet, fiecare consiliu județean sau primărie își poate organiza activitatea sportivă în baza unui regulament. De multe ori nu se fac finanțări exact din treaba asta, pentru că după legea 69 din 2018, deci practic modificată în sensul pe care vă-l spun eu, fiecare primărie trebuie să-și facă normele. Nefăcându-se norme, normal că se merge după aia de acum 10 ani, cum știu ei. Și poate de multe ori se acaparează politic lucrul ăsta. Da, n-aș vrea să intru în chestia asta, e posibil și așa ceva, dar nu discutăm despre asta. Nu, aș vrea să mergem pe buna credință a tuturor. Există în momentul ăsta legislație care permite să faci inclusiv ce spune domnul președinte, că da, este corect ce spune, este unică asociația județeană și atunci pentru organizarea campionatului județean, punct, poți să dai o sumă, nu contează, 5 lei, 10 lei, dar trebuie trecut în regulament. Nu ai regulamentul aprobat de către Consiliul Local sau de către Consiliul Județean. Nu ai trecut în regulament această normă, nu poți să faci, asta e clară situația. Ei, pentru asta, fiecare comunitate locală își face treaba lui. Dar ca pe fond are dreptate domnul președinte și ar fi foarte bine dacă s-ar înțelege treaba asta. Pe unde mai merg eu și unde am relații cu primăriile și cu primarii, încerc să promovez treaba asta. Acum, o altă, asta cu asociații de județele, cum am spus, deci practic să le arătăm modalități de a aduce fonduri și eu știu, asta înseamnă destul de mult pentru dumneavoastră. Mai putem face, de asemenea, să-i le aducem la cunoștință organizarea de competiții. Deci partea asta cu organizarea de competiție a început să intre într-o zonă din ce în ce mai profesionistă. Sunt niște reguli. Începe să nu-ți mai dea avizul de începe să nu mai dea avizul pompieri, începe să nu mai dea avizul inclusiv primăria pentru străzi, pentru a folosi. Deci sunt multe lucruri care trebuie să făcute. Și atunci vrem acum să facem ca un ghid pentru că toate asociațiile județene pentru organizarea de competiții. Nu înseamnă că ei nu știu. Fără discuție că știu. Dar sunt niște lucruri standard care trebuie să le facă. Sunt valabile și pentru a putea lua fondurile. Și ceea ce înseamnă a deveni mai profesioniste în momentul în care te duci și faci aceste cereri de finanțare. De asemenea, mai avem două lucruri în proiect, ar fi aceea de cluburile sportive care sunt afiliate, ar trebui să treacă și să aibă măcar un aviz din partea Asociației Județene înainte de a ajunge la Federație. Asta e o treabă de regulament pe care trebuie să o facem noi la București și discuțiile cu domnul președinte e foarte bună sugestia. Și o altă treabă pe care vrem să o facem este aceea de a descentraliza cumva posibilitatea de a se face legitimații la nivel local de către Asociația Județeană. Valabile pe județ. Sau valabile chiar și la nivel de țară. Sunt mai multe. Sunt două idei aici. Am plecat cu una anul trecut cu o idee. Acum e posibil să mai gândim cumva, dar oricum, asociația județene trebuie să legitimeze. Pentru cine și cum rămâne de stabilit. Pentru că asta înseamnă să le întărească puterea, înseamnă să le întărească activitatea și mai trebuie făcut un lucru și ia din nou să discutăm la seminar acum, aceea de asociația județeană trebuie să-și facă prezența în localitate. Adică trebuie să anunțe prefectura, trebuie să anunțe primăriile, trebuie să anunțe Consiliul Județean că există un instrument și o instituție care reglementează atletismul în județul Satu Mare. Pentru că la Brașov, de exemplu, ca să dau exemplu, la Brașov nu se desfășoară nicio competiție pe la nivelul primăriei sau județului fără acceptul asociației județene. Pentru că până la urmă se vorba despre sport, despre anumite reguli și trebuie să respectate. Iar primăria a spus foarte clar, dacă voi dați acordul pentru traseu, pentru siguranță, pentru tot ce înseamnă acolo, organizare, atunci da, și noi le dăm voie pe stradă. Plus că au început să fie din ce în ce mai greu să blocheze circulația. Și atunci se caută niște trasee. Traseele trebuie să respecte niște reguli. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut. Dar mai întâi avem structura, avem oamenii și deci încolo lucrăm. Poate Asociația Județeană Satu Mare să facă așa ceva? Poate foarte multe lucruri. Are oameni. Da, la urma urmei, dacă ai și bani să-i plătești, ai și o problemă de asta. Avem destui profesori, în primul rând, avem destui profesori de educație fizică care au fost sportivi de performanță. Eu am lucrat foarte bine cu ei pentru că am organizat și competiții și probe școlare și am atras foarte bine, am trecut în vară. Și nu ar fi nicio problemă. Numai din generația mea de sportiv cât ar veni. Dar întotdeauna, peste tot, noi am mai avut aici destule emisiuni televizate și întotdeauna am susținut un primul lucru. Și în particular am avut discuții și peste tot. Eu totdeauna trebuie să știu că pot să plătesc cu oamenii care participă la arbitraj. Unu, arbitrajul
închirieri, săli, dacă se pune problema. De aici pornesc. Sigur, plus materialele necesare competiției. Dar astea sunt două lucruri fundamentale. Deci ca să organizezi cu eficiență o competiție. Așa că vii, hai mă că înțelegeți voi că ani de zile așa s-a mers. S-a organizat cursul orașului, mai cu voluntarii inspectorului, mai să nu deranjăm, să nu ăsta, că știi cum e, că i-ai pus pe traseu. Dar stai un pic, dar tu ai primit niște bani. Deci tu ca să ai băgat niște fonduri. Păi în fondurile alea, pe lângă premii, bagă, domnule, bani de organizare. Bani de arbitraj, organizare, de arbitraj. Așa este. Deci oarecum s-a făcut abuziv. La urma urmei. Că Satul Mare a avut competiția, când vorbeam de o competiție tradițională, mai existat ani de zile. Mai există sporadic, da? Crosul orașului, ani de zile. Cum se organiza crosul orașului? Păi simplu, mă rog, cu o poliție care partea strictă de circulație, de traseu, și pe traseu, la sosire, și pe cine puneai? Păi aduceai profesorul de educație fizică, inspect în timpul școlii, ia fel în vacanță. Mai poți? Nu. De ce? Dar nu poți să-l influențezi pe profesorul respectiv. Nu vorbesc de competițiile școlare. Da. Ani de zile, ani de zile. Sigur că dacă te sună inspectorul școlar, ți-e cam greu să zici, stai că nu mă duc, știți că, da. Știi că am acum, și vrând nevrând de așa ni, dar acolo cineva a primit bani, da, pentru așa ceva. Asta este ideea. Da, de asta vreau să vă spun că trebuie să facem neapărat un ghid de organizare a unor competiții în care, da, se face un buget. Acum noi suntem în discuții cu cei de la European Athletics și negociem bugetul de competiție, cred că de 6 luni. Mai spune aici, mai fac acolo. Toate lucrurile sunt foarte clare, trebuie prevăzut până la ultimul pix. Și atunci, da, te apuci de treabă. Vezi după aia de unde aduci fondurile, vezi cât ai tu ce ai tu din încasările tale, vezi ce fonduri ai pe anumite proiecte și poți la un moment dat să faci o competiție. Doar așa poți să ai garanția unei competiții făcute corect și cât mai aproape de ceea ce se întâmplă, eu știu, în țările care se ocupă de sportul ăsta. Atletismul este simplu în ultima instanță, dar poate deveni complex și poate deveni chiar și destul de eu știu, cu un mesaj destul de prost dacă nu îl organizezi cum trebuie. Și atunci, da, e important. Iar primii care trebuie să știe treaba asta sunt asociații de județene. Și așa cum spune domnul președinte, da, sunt o mulțime de lucruri. Dacă vrei să dai organizarea unei competiții al cuiva, e în regulă, dar regulile sunt aceleași de respectat, indiferent cum te cheamă. De asta e bine ca asociația și oamenii care se ocupă, în sportul nostru vorbim, nu vorbim despre astea sporturi, să-și pună amprenta. Dați-mi să fac o precizare, în imaginele de pe fundal sunt de fapt fotbaliștii de la CSM Satu Mare. I-am surprins astăzi în sala de atletism din Satu Mare, deci nu sunt atleți, sunt atleți, dar ei sunt fotbaliștii de la CSM Satu Mare. Bun, ce facem cu sportivii? Cum îi atragem în acest sport? Aveți proiecte naționale prin care să faceți o selecție? Eu știu să-i... Noi proiecte avem. Problema se pune că, exact ce vă spuneam mai înainte, toată activitatea până acum a fost centrată în special pe federație, ceea ce este o greșeală. Dacă vrem să avem sport în România, trebuie să dezvoltăm cluburile, indiferent cum se cheamă ele. Același lucru se întâmplă și la fotbal și peste tot. Vrei să ai sportivi, trebuie să ai cluburi. Cluburile sunt cei care discută prima dată și au legătura cu sportivii și cu părinții și cu cei care își doresc să facă activitate sportivă. De ce avem la București? Da, avem un sportiv la Satul Mare. Bun, o să-i dăm niște bani, îl băgăm într-un lot și aia n-am dezvoltat sportul în Satul Mare. Ci cel mai bun sportiv are cumva un acces mai ușor și mai facil la anumite condiții de antrenament, poate să aumente fonduri. Problema se pune că dacă vrem să avem sport de performanță în România și sport de masă sau orice fel de sport, trebuie dezvoltate cluburile și trebuie finanțate. Cine este patronul clubului sau proprietarul clubului, ăla trebuie să se descurce cu fondurile. Din nefericire, în ultimii 15-20 de ani a fost o politică greșită din punctul meu de vedere și le spun și acum ori pe unde merg, la Comitetul Olimpic și la Minister și oriunde. S-a încercat să se inducă ideea că federația poate să facă sport în România. Noi avem aproape 260 de cluburi.
cum să mă apuc eu să le finanțez? Nu am oameni pentru asta, nu am nici pe departe, iar problemele sunt acolo. N-au apă caldă, n-au o bază, n-au pantofi, n-au nimic, sau foarte puțin. N-am cum eu să fac așa ceva. Deci ori ieșim din zona asta de centralism și ne apucăm de, pentru anul 2020, să vedem care sunt reale problemele și să ne apucăm să ne finanțăm, ori rămânem cu aceeași placă că date să facă federația. Bineînțeles că federația are norme, federația le ia pe cel mai bun, este transparentă, spune care este sportivul care va veni în lot, îl îmbrățăm, îl echipăm, îl ducem la concurs, îl înscriem, îi dăm indemnizație, ăla, deci sunt regulile făcute, nu asta e problema. Dar nu dezvoltă sportul. Aia, practic, la un moment dat face o fotografie. Vine campionatul național, care sunt cei mai buni sportivi? Și sunt sportivi în țara românească pentru a face lot. Ți-ai făcut baremul pentru a merge la europene, mergi la europene. Ți-ai făcut baremul pentru a merge la mondiale, mergi la mondiale. Pentru asta sunt stimulente, statul le dă, e regulă. Dar aia nu dezvoltă sportul. Aia, de practic, e o imagine și o poză la un moment dat. Dacă vrei să dezvoltăm sportul, trebuie să venim aici. Ce probleme are Asociația Județeană și la Asociația Județeană cluburile care sunt afiliate? Au ele, cum spuneam, unde să se dezbrace, au ele unde să-și iau o pereche de Adidas, au ei copiii aia unde să primească o masă caldă, au copiii aia unde să primească bani pentru deplasare la competiție. Păi au sau n-au? Dacă nu au, atunci nu o să vină niciodată și nicio federație, nici fotbalul măcar, nu, și care sunt o federație cu bani foarte mulți care vin de la UEFA și fac proiecte de genul ăsta, și la ei vin pe proiecte, nu vin altfel banii. Dar totuși vin granturi mai mari, mai multe decât la noi, la Federația de Atletism, care în ultimul timp, de când a fost o problemă cu dopajul, câțiva ani, știți că a fost o luptă foarte mare, s-au estompat granturile pentru federație și au început să le dea și ei pe proiecte și pe programe. Da, sunt bani, dar nu dezvoltă atletismul. De asta spun. Cluburile private, iar din nou, sunt o sursă foarte mare. Cluburile private, care sunt cluburi, vreau să vă spun, și chiar dacă o să sune cumva rău, sunt cluburi private organizate cu părinți, cu sportivi, cu oameni de afaceri, care reușesc să-și ducă un copil, 2 sau 3, la competiții naționale, să intre în lotul național. Deci poate să există posibilitatea să susțină treaba asta. Și sunt cluburi ale primăriilor, de exemplu, sau cluburi ale MTS-ului, în care nu au bani să-i aducă la concurs. Ceva undeva se rupe. De asta vreau să spun, ca politică, trebuie cluburile să fie întărite. Sunt cluburile MTS-ului, întărește-le dacă vrei să ai sport. Dacă nu, fă ceva cu ele și nu mai spune că ai cluburi. Cluburile învățământului, Ministerul Învățământului, universitare, școlarele și LPS-urile și CSS-urile. De asemenea, sunt cluburile primăriilor. Cele mai bine finanțate în momentul ăsta sunt cluburile care au secție de atletism la primării. Deci acolo sunt cele mai bine finanțate și da, sunt contractele realizate. Da, dar multe dintre ele risc să nu aibă continuitate. Deci merge bine, foarte bine, să schimbă politica și să suspendă secția respectivă. Da, se finanțează, știm foarte bine. Deci e foarte greu. La urma urmei, tot o chestie de armonizare a legislației. Da, este adevărat ce spuneți. Eu, dacă ar fi după mine, și eu vă spun, am mai spus-o de multe ori, dacă ar fi după mine, cea mai bună variantă ar fi pe undeva politica pe care o face Clujul. Deci tot sportul este la nivel privat în Cluj, adică în sensul că toată lumea este finanțată. Și este finanțat finanțată toată lumea în funcție de criterii și în funcție de performanță. Nu este un club al primăriei sau un club al Consiliului Județean. Ceea ce viitorul va fi acolo, pentru că asta, după părerea mea, este doar o trecere de la descentralizarea de la MTS, să zic așa, sau de la alte structuri, cum ar fi cluburile armate sau cluburile Rapidului sau CFR-ul, că fiecare și-a făcut un club. E în regulă, are tradiție, au tradiție, dar toate cluburile ar trebui să fie cu același statut. Ar trebui să fie private și finanțate așa cum trebuie să fie finanțate, fiecare la nivelul lui. Acum aveți o imagine așa de ansamblu în România, care sportivi sunt mai de succes, cei care provin de la cluburi private sau din cealaltă? Păi dacă punem, de exemplu, cluburile primăriilor, dacă le punem la structurile private, că ele practic sunt cumva semi-private, pentru că ele au posibilitatea să-și facă legislație și reguli proprii. Asta de fapt le dă posibilitatea. Ei nu merg după o legislație centrală, ci își fac, le-a dat voie legea să-și facă normele lor. Dacă e să spun așa, în afară de clubul Steaua, care este un club al armatei și este un club finanțat de către ei, practic sportivii care sunt la primărie, la cluburile primăriei, sunt cei mai bine la nivel de seniori.
La nivel de senior vorbesc, da. La nivel de senior, că ai spus ce mai... Dar pleacă mult de la juniori din țară, da, de la cluburi de... Nu mai să plece, asta e treaba... CSS-ul, LPS-ul. Asta e treaba LPS-ul și CSS-ului. Deci. Însă, asta, anul ăsta, suntem pentru prima dată când Federația Română de Atletism are mai multe cluburi private decât cluburile publice, afiliate. E adevărat că forța în momentul ăsta este la CSS-ul și la LPS-ul la nivel de juniori. Este adevărat, este forța acolo. Dar la nivel de copii, nu mai este acolo. La nivel de copii este la nivelul la cluburilor private. Vreau să vă spun că sunt cluburi private care vin cu 20, 30, 40 de copii la competiții. Deci, cumva, se balansează. E adevărat că cei de la CSS-ul țin un număr mai mic, dar mai valoros de sportivi, că par performanță, cei de la cluburile private au un număr mai mare, dar fiind numărul mai mare, au și număr de copii mai puțin, dar sunt și de acolo foarte valoroși. Sunt unii foarte, foarte valoroși. Deci, cumva, societatea este în așezare. Adică nu trebuie nici cum, nici să... Da, și în întâmpinarea lor, să nu vă uitați cuvintele, da, din punct de vedere al competițiilor, că, de fapt, asta e rostul nostru, eu, din practica, că asta e partea bună, de fapt. Uh-huh. Din practica antrenoratului, ca profesor antrenor, am observat foarte clar că cu cât o competiție este mai îndepărtată, cu atât tendința copiilor, sportivilor, este de a o lăsa mai moale. Da. Și atunci, un număr de competiții sistematice îi mențin, îi țin oarecum mult mai bine mental în activitate. Unde e problema la atletism? Noi știm foarte bine, din septembrie și până luna ianuarie, când încep oamenii să se dezmulțească, că încep primele competiții. De aici a fost și ideea mea cu competiția de la București, pentru că de la Cluj, pentru că puteam să-mi duc niște categorii de vârstă, niște categorii de vârstă care altfel nu le-aș fi putut duce decât în luna martie. Corect. Deci, 8 luni de zile, cum să... Da, se fac foarte bine. Și atunci, de fapt, asta e problemă, că nu e așa că nu ai bază, nu e așa că ce las că vă descurcați voi, că în fond și la urma urmei, mediul competițional este cel absolut care stimulează creșterea numărului de copii în ramura de sport respectivă. Și atunci noi lucram foarte mult mai pe individualități, mai du-te cu el, să în mașină, du-te la curs, hai înapoi. Ați făcut foarte bine și să nu vă uitați cum spuneți vorba, ați făcut foarte bine și este o idee foarte bună și poate trebuie preluată, aceea de a încerca să se adune cumva copiii pentru județele care nu au săli sau care nu au stadioane, să duci la un moment dat să organizezi etapa județeană în zona respectivă. Noi organizam continuat, dar nu e o problemă. Sper să nu pună nimeni în vorba aia, bețelate mai departe. Să vă păi, sper că nu. Ma am prins renovarea, am prins COVID, la revedere. Deci, asta e. Dar asta e. Dar nu, ideea e foarte bună. Până să construiești o sală la satul mare, faci lucrurile pe care le ai de făcut. Adică nu trebuie să lași la o parte, hai să spun așa, o idee care poate să ducă sportivii într-o zonă de competiții. Pentru că degeaba te antrenezi dacă nu ai competiții. Asta e adevărat. Organizăm în 2021 Europeanul pe echipe, Liga 1 sau... Da, în mod normal, dacă nu sunt restricții de orice de nivel, pentru prima dată, iar din nou bine, am făcut câteva lucruri de prima dată, la anul, în luna iunie, organizăm campionatul european pe echipe Liga 1. Sunt patru ligi, e Superliga, Liga 1, Liga 2 și Liga 3, noi suntem în Liga 1 și deja trebuie să ne organizăm, să organizăm echipa națională și avem multe lucruri de făcut, dar este în premieră pentru noi să organizăm un campionat european chiar și la echipe, pe pistă, practic este cea mai mare competiție pe pistă pe care am organizat-o după campionatele balcanice de seniori și ăsta este un lucru care a ținut și ține cumva de capacitatea de organizare. Nu ai cum să-ți faci acea echipă de organizare dacă tu nu le duci competiții. Și atunci am început ușor să organizăm treaba asta. Am început cu campionatul european de 24 de ore la Timișoara, a fost prima competiție europeană și a fost un ecou foarte bun. Am avut campionatul mondial de alergare pe șosea de 50 km la Brașov, a fost superb, minunat și deja am început să trecem pe pistă și bineînțeles că vrem să culminăm cel puțin în următorul mandat, să zic așa, dacă o să reușesc să-l
să rămân în continuare să duc mai departe proiectele care le-am început. Acela de a face campionatul european de juniori din 2023 este o competiție cu 49-50 de țări, cu aproape 2500 de sportivi. Este ceva extraordinar. Sunt peste 250 de arbitri și peste 1000 de voluntari care trebuie să lucreze fiecare aproape ca ceasul. Dar așa ne instruim. Nu avem altfel cum să facem dacă vrem să intrăm în lumea normală a atletismului. Este pregătită România pentru astfel de competiții? Da, este pregătită. Cu atâția oameni cu... Da, este pregătită și practic deja acum la Balcaniadă a fost cea mai ușor de organizat competiție, deși au fost situații grele pentru că avem deja un staff care lucrează pentru competiții internaționale. Au fost 16 oameni care deja aveau 16 domenii și fiecare în spate cu niște oameni de asemenea voluntari și specialiști în anumite lucruri. Cea mai mare provocare a noastră este televiziunea, pentru că trebuie transmise emisiunile, trebuie competiția să transmisă în direct și sunt niște condiții speciale și cea mai mare negociere avem cu televiziunile, care costă foarte mult și am cerut și sprijinul Ministerului pe tema asta, sunt câteva sute mii de euro pentru a produce aceste competiții. Dar în fine, discutăm, lucrăm pentru ele, asta este de fapt provocarea federației, aceea de a fi împreună cu ceilalți colegi ai noștri să putem organiza competiții la nivel european. Asta este de fapt. Acum urmează, parcă nu, următoarea mare competiție pentru România, nu europeanul de sală din Polonia, nu? Da, avem campionatul european de sală din Polonia la Turin în luna martie și campionatul mondial de atletism de la Wuhan, de la Nanjing, scuzați-mă, tot din China. S-a amânat, practic, s-a amânat de anul trecut pentru anul viitor. Sper să se țină, din câte am înțeles, se va ține competiția. Da, avem loturile care se pregătesc, avem sportivi foarte buni. Anul ăsta a fost pentru mulți ani, din nou, participanți cu 3 sportivi în competițiile, în Grand Prix-urile europene și mondiale. Am avut 3 sportivi participanți. În 2019 am avut doar unul. Acum avem 3, adică e vorba de Alina Rotaru, Alin Firfirică și cu Claudia Bobocea. Toți au făcut rezultate foarte bune și asta înseamnă bine. Iar pentru Jocurile Olimpice de la anul, care va fi o competiție... Vreau să ajung și la Jocurile Olimpice. Deocamdată parcă avem 5 sportivi. Avem 5 sportivi calificați și probabil că mai calificăm încă 5 care se vor califica la să zic așa, la un fel de... se face practic o medie a concursurilor pe care le-ai avut într-un an, e un punctaj, e ceva mai complicat, dar practic e un ranking, să zic așa, un nivel de punctaj la un moment dat. Și atunci te invită Federația Internațională, că și la campionatul mondial e la fel, sau CIO în cazul de față, și ești invitat să completezi numărul de sportivi, pentru că acum nu mai e ca înainte, ai un număr de sportivi pe fiecare probă, tocmai ca să fie mai dinamic și să fie cumva mai controlabil toată treaba asta. Baremurile de calificare sunt foarte înalte, foarte, foarte înalte, adică sunt cumva baremuri de primii 10, primii 15 în lume și de asta nu se vor califica foarte mulți, cam jumătate se califică la barem și restul vor fi pe ranking, restul vor fi pe acest punctaj care se adună. E o formulă de calcul mai complicată, dar este cunoscută și stăpânită de către noi și se face cum săptămânal această clasificare. Așa că vom duce, cred că, în jur de 10-12 sportivi, ceea ce pentru noi este foarte, foarte bine. S-a procedat corect în privința Jocurilor Olimpice, amânarea pentru anul viitor sau puteau fi și alte opțiuni? Bine, nimeni a fost foarte din pripă astă vară, deci practic decizia s-a luat cumva în mai, când deja lumea era destul de fierbere și nu știai ce se întâmplă. Acum, dacă e să mă întreb pe mine, eu aș fi ținut Jocurile Olimpice. Dar nu, una este după război și alta este înainte. Atunci, da, atunci, la momentul de perspectivă, a fost o decizie corectă. Înainte de a face orice spectacol, orice show, orice eveniment, te gândești la sănătatea oamenilor și te gândești la necunoscutul care, la un moment dat, nu știa nimeni atunci ce s-a întâmplat. Acum, deja lucrurile sunt cumva mai predictibile și ai putea să iei alte decizii. Și acum a fost o declarație a președintele CIO și a spus în felul următor că
Jocurile Olimpice se vor ține indiferent cu câți vor fi participanți, pentru că s-ar putea să fie oameni sportivi care nu vor dori să-și asume riscuri. Asta e situația. Au fost și perioade de război în care s-au ținut anumite competiții, alte ori nu s-a ținut pentru că în momentul ăla acolo chiar era război și nu aveai cum să faci. Dar este bine să avem continuitate, pentru că asta îți dă o speranță că ceea ce facem noi pe pământul ăsta nu e chiar rău. Așa că mă bucur de decizia asta ca la anul să se țină Jocurile Olimpice doar cu cei care cred că pot să-și asume niște riscuri. Considerați că România va fi mai bine pregătită în 2021 față de cum ar fi fost acum în 2020? Nu cred. După părerea mea, cred că situația este staționară. Este posibil să avem un avantaj, cel puțin la atletism, prin faptul că noi, spre deosebire de alte țări, am avut campionat. Nu toate țările și-au desfășurat campionatul. Nu ai competiții, cum spunea domnul președinte, nu ai valoare. Mole, fără să vrei, nu, da, nu ai direcție. Fără discuție, n-ai direcție. De asta am și luat decizia asta de a face toate competițiile cu aproape riscuri foarte mari. Le-am luat, e în regulă, mulțumim tuturor, a ieșit ok. Față de alte state s-ar putea să avem un avantaj. Dar la nivel, eu știu, a statelor care au gândit ca și noi, s-au pregătit. Sunt oamenii care au fost foarte profesioniști, chiar dacă s-au ascuns prin munți, s-au pregătit. Dovadă sunt niște rezultate extraordinare în momentul ăsta pe plan mondial, de nu-ți vine să crezi. Dar asta e situația. Deci cred că pe total ar trebui să fim o idee mai sus. Dar particular, suntem la fel. Ok. Doru Macarie, ce probleme sunt la Satu Mare pe care ar putea să le rezolve Federația Română de Atletism? Păi, ideea de cofinanțare sau de finanțare a structurilor pentru a-și menține legalitatea și a putea rămâne în existență, dar asta am cam rezolvat-o. Am zis, finanțarea, posibilitatea de legitimare, deci acestea ar fi măsuri care ar crește, ne-ar instituționaliza mai puternic. Într-un cuvânt, ar crește autoritatea asociației. Posibilitatea de legitimare, pentru că e foarte departe Bucureștiul, poți să faci legitimații numai când te deplasezi la București și e un proces greu pentru trimis și la ala, știu eu, deci e clar, e foarte greu. Absolut. Punct. Drept urmare, sunt mult mai puțin legitimați. Așa? Celălalt aspect, aviz pentru... Avizul sau regula de a nu te putea afilia la federație până nu te afiliezi. De ce? Eu zic că asta ar fi primul lucru care ar trebui schimbat. De ce? E foarte simplu. Vine un director, dar ce să-ți dai eu ție taxa anuală cât ai pus acolo? Nu vreau. Bun, eu vin și îi spun, gata, bine, copiii, ești dezafiliat, că n-ai plătit taxa, că sportivii dumneavoastră nu participă la campionatul județean. Și se duce la campionatul național. Se poate duce la campionatul. Da. Deci asta ar fi o măsură sunt foarte bune și rapidă. Pentru că în momentul în care tu reușești să pui de comun acord, bineînțeles, dar în momentul în care ai pus acele taxe anuale, acele taxe anuale sunt puse de regulă, eu cel puțin, le-am calculat, ca să fiu sincer, în sens de stabilitate. Deci, domnule, câți bani îmi trebuie pentru contabilă? Atâta. Cât îmi trebuie pentru site? Atâta. De cheltuieli curente, că nu se pune problema, că suntem găzduiți de către clubul sportiv și nu plătim cheltuieli curente. Bun, cam atâta. Câte structuri? No, cam aici trebuie să fie. Să nu fie nicio taxă foarte mare, oricum e o taxă care se practică, toate structurile plătesc taxe către federație, către asociații județene. Așa e făcută legislația, așa sunt construite. Să trăiești și din asta. Și asta pot să zic că am rezolvat-o. Dar eu aici am un punct slab. Vine omul, se enervează și mă întoarce spatele. Bun, eu zic, nu particip, la revedere. Bine. Care e problema? Cu ce mai e ăsta? Că în fond și la urma urmei, campionatul național, rezultatele pe plan național sunt peste cele județene. E clară treaba. Și eu nu am nicio măsură de... adică nu de constrângere. O măsură de legalitate și de autoritate. De autoritate. Și sigur, și treaba cu... deci legitimațiile ne-ar aduce, trebuie să recunosc, un ban în plus, pe de o parte, dar pe de altă parte
ar ușura foarte multe lucruri, ținând cont că majoritatea competițiilor sunt la București, majoritatea cluburilor sportive au distanțe destul de mari și deja de la Brașov încoace distanțele sunt foarte, foarte mari. Multe categorii, deci sunt multe categorii, multe probe, multe categorii. Ori, nu, se simte un pic. Sunt costuri, da. Da, domnule președinte, Horia, suntem la finalul emisiunii, au trecut 50 de minute, atât de repede. Când vă mai revedem la Satu Mare? Păi, cred că, din ce am discutat cu domnul președinte, e posibil la un moment dat să vedem, poate găsim o soluție sau un moment să discutăm cu autoritățile locale. Și vom face demersul fiecare în dreptul lui. O discuție, cred că, la nivelul primăriei sau chiar la Consiliul Județean n-ar fi rău, tocmai pentru a reprezenta proiectele pe care le avem, viziunea pe care o avem legat de dezvoltarea atletismului în județul Satu Mare. Mă bucur foarte mult că avem la Satu Mare o instituție, un președinte, un profesor, un om care a coagulat activitatea în Satu Mare și aia arată că de asta a venit aici și sunt aici. Cam ăsta este modelul. Fără discuție, prima dată trebuie să ai o masă, o bază de discuție și apoi să faci proiectele, pentru că altfel e totul haotic sau doar rămân discuții la un pahar, la o cafea sau ceva de genul ăsta. Așa că îi felicit foarte mult pe cei de la Asociația Județeană și cred că nu foarte târziu vom ajunge să avem o discuție la nivelul autorităților, pentru că trebuie o pistă de atletism într-un oraș, municipiu, reședință de județ. Asta este plecarea. Cum o facem? Cu cine o facem? Când o facem? Este munca noastră, de aici încolo să ne ocupăm de ea. Și în perspectivă, eu am spus-o de unul singur, dar acum pot să spun și de față cu domnul președinte, în perspectivă avem în vedere de ce vrem să mergem acum un pic în zona Oașului, să vedem ce poate oferi zona pentru organizarea unei finale, etape de campionat național. N-avem pentru stadioane. Pentru Montana. Situația de față, că da. N-avem stadioane, dar fiind multe probe, cum am zis, e o nișă aici în care s-ar putea să se concretizeze ceva. Așa să fie, să sperăm că vom avea o competiție națională și la Satu Mare. Domnule Florea, să vă felicit în primul rând pentru partea de comunicare din partea Federației Române de Atletism. În ultimii 2 ani parcă a început să fie mai vizibilă Federația Română de Atletism pentru cei din țară. Mă refer aici la site, mă refer aici la rețelele de socializare, unde sigur se află și sărmăreanul nostru Daniel Remeș, dar lucrurile chiar se simt. Da. Am îmbunătățit aspectul ăsta pentru că practic este ceea ce te-ai făcut astăzi, în momentul de față, cu canalele de comunicare. Dar vă mulțumesc foarte mult și le vom dezvolta și mai bine, pentru că trebuie să ținem legătura cu voi. Să ne revedem sănătoși, să nu știm când, dar să fim sănătoși și cu rezultate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Să auzim de bine! Da. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Panoramic Sportiv. Rămâneți în continuare pe Informația TV.